Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Haideți să descoperim împreună rolul pe care îl au în activitatea umană, nevoile și dorințele. Vă propun să identificați nevoile din celebra piramidă a nevoilor. La bază sunt cele elementare, iar în vârf, nevoile superioare. Haideți să descoperim diferențele dintre nevoi și dorințe. De nevoi nu te poți lipsi, iar dorințele ți-ar plăcea să le ai, să le satisfaci. Parcurgeți cu atenție etapele și construiți bugetul personal, pornind de la nevoi și dorințe, trecând la tipuri de nevoi, apoi realizarea bugetului personal și, în fine, bugetul familiei. Fiecare buget este diferit, ca și noi de altfel. Iată o celebră schemă, o celebră etapă în realizarea bugetului personal. Pe de o parte veniturile, pe de cealaltă parte cheltuielile. Nu uitați că surplusul peste cheltuieli îl reprezintă economiile. Ce vă propun este ca să alocați în proporție de 50% pentru nevoi, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii.